Iubiții mei, prieteni din Școala Prieteniei cu Dumnezeu, aceasta este o școală care, probabil printre singurele, care va trece dincolo de hotarul timpului în eternitate, unde vom continua să învățăm prietenia cu Dumnezeu. Dacă vom fi întrebați vreodată ce este mai scump, ce este mai prețios, ce este mai mișcător, în lucrarea lui Dumnezeu cu noi, să mărturisim împreună cu Domnul nostru Isus Hristos și cu toți oamenii lui Dumnezeu din toate vremurile, să mărturisim că lucrul cel mai scump nou ne este prietenia lui Dumnezeu. Ce ar fi însemnat dacă cerul cu strălucirile lui ne era dat sau viață fără sfârșit, dar nu aveam prietenia lui Dumnezeu? Adevăratul paradis este prietenia lui Dumnezeu de care ne bucurăm astăzi din adâncul sufletului. Dumnezeu a ales prietenia cu noi ca fiind cea mai înaltă formă a iubirii sale pentru noi. Abraham, prietenul meu, eu vorbesc cu Moise, cum vorbește un om cu prietenul lui, ca apoi Mântuitorul nostru să se adreseze nouă tuturor, vă spun vouă, prietenii mei, nu vă mai numesc robi, vă numesc prieteni, îmi sunteți prieteni cu ajutorul Bunului Dumnezeu, păstrăm viu în sufletul nostru lucrul acesta și niciodată, prin Harul Lui, căutăm să nu, niciodată nu, nu vom dezonora și vom căuta să, să, să păstrăm întotdeauna cinstea și onoarea acestei prietenii. Ne vom ruga întotdeauna ca să facem cinste faptul că suntem prieteni cu cineva. Odată a scris cineva un articol despre mine, folosind numele unui alt cetățean și numindu-mă pe mine prietenul acelui cetățean. Nu m-am simțit rău. A fost rău primit de mulți oameni, dar nu m-am simțit rău. M-am bucurat din suflet că are și omul acela un prieten. Și dacă, pentru că într-adevăr nu era nimeni care să fie prieten cu el, m-am bucurat că m-a găsit pe mine bunul Dumnezeu. Dar în cazul nostru, cel ce ne numește pe noi prieten nu este unul, și este însuși Dumnezeu. Tu ești prietenul lui. Nu uita niciodată lucrul acesta. Ce mult contează să știi că ai un prieten și că ai un prieten adevărat și că ai un prieten care are posibilitatea și bunăvoința de a te întâmpina în situația în care ești. Un prieten pe omărul căruia să poți plânge când ai căzut. Un prieten în care să te încrezi atunci când lupți să împlinești ceva. Nu există lucru care să miște mai adânc sufletul nostru. Dar suntem oameni și aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, vorba omului de pe stradă, sunt prea bune. It's too good to be true. Mi se pare prea bine, prea bune, bun să fie adevărat. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul să fiu. Te iubesc cu o iubire veșnică, îți păstrez bunătatea mea, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile. Bunătatea mea nu se va mutat de la tine. Dar atunci, împreună cu Abraham, părintele credinței, între bine, care e semnul că aceste lucruri care sunt prea bune ca să le putem purta, e un bine mult prea mare, care e semnul? Cine e garantul acestor lucruri? Și tocmai aici, Domnul nostru Isus Hristos a semnat cu viața și sângele Lui. El e garantul acestui legământ. Și E ca și cum bunul Dumnezeu, când a spus de el să ascultați, acesta e fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea de el să ascultați. Cel mai greu în a-l asculta pe el este cuvântul despre iubirea lui Dumnezeu. Tatăl însuși vă iubește. Dar dacă Tatăl însuși ne-a poruncit, ascultați-l. Când vă spune așa ceva, credeți lucrul acesta. Primiți-l în viața voastră. Trebuie să ne supunem. Chiar dacă uneori mândria ar încerca să ne împiedice sau răutatea, propria noastră răutate, nu văd cum ar iubi Dumnezeu pe mine care urăsc pe altul. Nu. Lucrul acesta nu trebuie să se așeze niciodată în, în gândirea noastră, în viața noastră, atâta timp cât Mântuitorul nostru, Stă garant că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu sunt veșnice. Cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. N-a spus nimeni așa ceva vreodată. Și legământul acesta legat de cuvântul lui stă în picioare pentru totdeauna. Mergem împreună în epistola către Filimon, și aici găsim această conversație atât de adâncă între Pavel, Apostolul și Filimon, creștinul. Pavel este întemnițat, este arestat și în închisoare acolo întâlnește un vagabond care fugise de acasă, numit Onisim. Îi prezintă pe Domnul Cristos. Onisim primește pe Domnul Cristos, devine creștin și este cu totul și cu totul transformat și are dorința să se întoarcă înapoi la stăpân de la care a fugit, la Filimon, și să repare răul pe care l-a făcut, probabil că. A, a provocat, a produs distrugere. Cuvântul lui Dumnezeu, vorbit prin Pavel cu această ocazie, și sunt așa de fericit că a rămas această mică epistolă. Dacă doar ea rămânea din tot ce s-a scris în lumina Evangheliei, dacă rămânea doar aceasta, era suficient să ne învețe lucruri despre Dumnezeu pe care n-am gândit că le vom vedea și înțelege vreodată. În primul rând, Pavel îi explică lui Unisim providența lui Dumnezeu nu îți pierde sufletul când pierzi un lucru sau când suferi un lucru oarecare. Este un tezaur acesta, este un capital pe care Dumnezeu îl va întoarce spre binele și binecuvântarea ta. Poate că el, spune Filimon în versetul 15, Pavel lui Filimon, poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Nu, nu ni se pare o tranzacție de neimaginat. Uneori, jelim să rupe inima la mormântul celor iubiți, sau vedem prăbușirea economiei noastre, prăbușirea planurilor noastre, prăbușirea familiei noastre. Și suferim această cumplită pierdere. Dacă vom încredința pierderea aceasta de orice natură ar fi a lui Dumnezeu, se va întâmpla următorul lucru. Din niște lucruri vremelnice pe care le-am pierdut, Dumnezeu va face niște lucruri veșnice. Ai pierdut pentru o vreme ca să ai pentru veșnicie. Cine poate face așa decât marele nostru prieten? Și acum creșterea calitativă. Nu ca pe un rob, cum era înainte de a cunoaște pe Hristos, ci cu mult mai presus decât un rob, ca un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul, adică relațiile sociale sau în credință. Dacă mă socotești ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Evanghelia era adevărată, Oni sim cunoscuse mântuirea, primise mântuirea, primise pe Domnul Hristos, trăise schimbarea aceasta, transformarea aceasta extraordinară. Dar acum era nevoie de cineva care să garanteze acest lucru. Cine poate să crede că un recidivist care a ieșit din închisoare sau unul care a făcut, care a avut o viață, cum a avut Pavel înainte, sufla amenințare împotriva Bisericii, cine poate să. Să primească mărturie. m-am schimbat, nu, nu, să mai fie așa. E nevoie de cineva. Barnaba a stat lângă Pavel și a spus: Eu sunt martor că schimbarea lui este adevărată. Și Pavel acum stă lângă, lângă Onisim și îi spune lui Filimon: Schimbarea lui este adevărată. El este un adevărat frate în Domnul. Primește-l, dar primește-l ca pe mine însumi. O, păi Pavel e Pavel, păi, dar Onisim e yeah. el. Uite, primește-l ca pe mine însumi. Ce ai făcut pentru mine, așa primește el pe el. Iubiții mei, ați remarcat în Ioan capitolul 17 expresia Domnului Isus Hristos, arată-le fraților mei și prietenilor mei, arată-le că i-ai iubit cu iubirea cu care m-ai iubit pe mine. Și Pavel îi spune lui, lui Filimon, cum mă primești pe mine, așa primește el pe el acum. Pavel devine garantul autenticității și realității experienței lui Onisim. Dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți-e dator cu ceva, pune aceasta în contul meu, spune Pavel, și în versetul 19 el scrie așa: Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea. Lucrul acesta ne îndreaptă nouă atenția către Domnul nostru, Isus Hristos, despre care Biblia spune că a luat asupra lui, fără de legile noastre. El și-a dat viața pentru păcatele noastre. Și el făgăduiește că va vedea în noi o sămânță de urmași, se va bucura pentru lucrul acesta, se va înviora. Lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, atât în viața noastră individuală, cât și pe pământ. Aceste lucruri toate le vorbește Pavel acum ca un ecou către Filimon. Tot ce vedem la Mântuitorul nostru că face față de noi, noi la rândul nostru trebuie să facem pentru altcineva. După cum El este garant pentru mine înaintea lui Dumnezeu, și eu trebuie să fiu garant pentru aproapele meu, ca prin cred, creditul pe care îl am, să pot să stau înaintea lumii alături de El. Când Isus era prieten cu vame și, și păcătoși. Lucrul acesta nu era o, o degradare a lui, ci era înălțarea acestei clase de oameni la acest inimaginabil nivel. Și Isus comunica fără cuvinte omenirii: Cum mă primiți pe mine, așa să-i primiți pe ei. De, de fapt, aceste cuvinte au fost spus, spuse în Ioan, capitolul 17. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei împreună cu mine. Aceasta este. Și Pavel scrie aici, cum mă primești pe mine, așa primește el pe. Vreau să fie el acolo unde și eu sunt. Iar dacă este ceva la mijloc, voi plăti scriu cu mâna mea, spune Pavel Apostolul. Iar în versetul 20, el spune, frate, fă binele acesta în Domnul, înviorează-mi inima în Hristos. Va amintiți ce a spus în cartea profetului Isaia? Ce s-a spus cu privire la Domnul nostru Isus Hristos? Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Se va bucura. În versetul acesta, fă binele acesta și înviorează inima în Hristos. Experiența sau trăirea Domnului nostru Isus Hristos atunci când vede schimbarea cursului vieții în ființa noastră, schimbarea direcției, destinației noastre în el, trăirea aceasta pe care o are el se va înviora, se va bucura foarte mult, aceasta ne este oferită nouă ori de câte ori îndreptăm pașii cuiva către împărăția lui Dumnezeu. Un om îți este recunoscător dacă i-ai dat o masă sau dacă l-ai ajutat într-o situație grea. Dar nu se poate nu se poate concepe sau percepe vreodată prețuirea care se acordă unui om care a condus pașii altui om către mântuirea sufletului lui, către prietenul lui, Domnul nostru Isus Hristos. Aceasta nu poate fi chiar în niciun fel comparată nici cu dragostea părintească sau frățească sau de familie. Sau... Este deasupra tuturor acestor lucruri pentru că a, a condus pașii prietenului nostru nu la niște lucruri care vin și trec, ci la cele care nu vor trece niciodată. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Aceasta este experiența Domnului nostru Isus Hristos când vede pașii noștri pe drumul acesta. Aceasta este și experiența noastră când vedem copiii noștri sau copiii în credință mergând pe drumul acesta se va înviora, se va bucura. fă bine binele acesta, spune Pavel, primește-l ca pe mine însumi și înviorează inima în Hristos. Garantul cuvintelor lui Dumnezeu față de noi, nu pentru că ele sunt de necrezut, în sensul că ne îndoim de ele sau că nu reprezintă adevărul și avem nevoie de un martor care să ne spună adevărul. Nu, nu, ci din cauza disproporției dintre binele, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu și uh, micimea noastră. Uh, uh, avem trebuință de un garant, de un mijlocitor, de cineva care să spună ca Pavel Apostolul primește-l ca pe mine însumi. Ați observat că la Muntele Sinai, în desfășurarea acelei inimaginabile și spectaculoase prezențe a lui Dumnezeu. Acolo poporul a strigat, nu, să nu mai vedem așa ceva. Suntem zdrobiți, vorbește-ne tu. Au, au căutat un mijlocitor pentru prima dată, să-ți vorbească ție Dumnezeu și vrem să te vedem pe tine, că tu garantezi că toate aceste lucruri sunt adevărate, înțelegerea noastră cu privire la ele este adevărată. Și el a devenit astfel mijlocitor între om și Dumnezeu, interpret cu alte cuvinte, traducător. Aceasta înseamnă mijlocitor, nu avocat care îl convinge judecătorul. Iubiții mei, garantul promisiunilor lui Dumnezeu față de viața noastră, garantul prieteniei lui Dumnezeu cu noi, este însuși Domnul nostru Isus Hristos care ne spune cuvintele pe care le spun eu sunt duc și adevăr. Nu sunt cuvinte de la mine, spune Mântuitorul. Tatăl îmi spune ce să vorbesc și el îmi spune cum să spun. De aceea el a zis, vă spun ceva, nu voi ruga pe tatăl pentru voi, tată, te rog frumos, vezi, îmi mijlocește pentru ei, sau nu voi ruga pe tatăl pentru voi, fiindcă tatăl însuși vă iubește. Și aceasta a fost predica pe care a ținut-o el lui Nicodim și nouă tuturor. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și Iisus continuă spunând, eu sunt martor cu viața mea. Doamne, fi binecuvântat pentru mărturia ta. Fi binecuvântat pentru garanția cuvintelor lui Dumnezeu pe care avem în tine. Te rog în numele Domnului Iisus pentru prietenii mei care doresc să încheie legământ cu tine, Doamne, și cu care tu dorești să încheie legământ. Te rog pentru cei care acum pășesc pe cale, Fă să simtă și ei bucuria prieteniei lui Dumnezeu și fă pentru totdeauna, Doamne, prietenei tăi, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.